toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Ne jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM pentru 800 de euro în această dimineață. Să o salutăm pe Irina din Cernavodă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Irina! Ce super veselie la Cernavodă! Da, da, da! Ce faci, Irina? Ce să fac la muncă? Aoleu! Am adunat toate colegele. Foarte super bine! Câte asta sunteți? E, bravo! Toate colegii și una la telefon. Super! Câte fete sunteți acolo? Șase fete! Ne luați banii fetelor astăzi, să știți! Categoric! Putem să le auzim? Ele ne aud, în primul rând, ele ne aud? Da, vă aud! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Ia auzi, frate, dar ce faceți voi, fetelor, acolo singure? Muncim! Da, da, ați oprit producția. Am oprit-o. Am înțeles. Hai că nu vă ținem mult. Avem 800 de euro, vrem să dăm repede banii și să vă întoarceți la muncă, ok? Super! Bravo! Extraordinar, mie îmi place, adică e atât de tonică Irina în dimineața asta, că ne-a umplut studiul, practic. Simt că o să facem treabă, Irina. Mai ales că ai atâtea fete lângă tine. Facem treabă frumoasă. Mergem iar până la capăt, iar dăm un premiu frumos. Hai, că pentru asta e concursul ăsta. Irina, începem? Da. 6 secunde pentru fiecare răspuns. Sper eu corect și răspunsul, chiar dacă te ajută fetele, important, trebuie să vină de la tine. Da. 100 de euro. Bababum, bababem. Irina. Da. Te uiți la știri? Mă uit. Nu-i rău. Spune-ne pentru 100 de euro atunci în dimineața asta, Japonia este republică sau monarhie? Monarhie. Ai văzut ce necazuri îi face lui Naruhito Mako aia? S-au învățat toți de la englezi și au luat modelul ăla găunos. Ați văzut cum Mako s-a măritat cu cai? Da. A fugit prințesa. Da. Naruhito e distrus. Da. Mă rog, mai scapă de o cheltuială. Vezi, ești împărat degeaba. Ai încasat 100 de euro, Irina, felicitări! Mamă, ce-mi place. Super! Putem să mergem până la 40.000 de euro, sigur că da, maestre. Da. Zeci de întrebări în dimineața asta. Întrebări să ai. Întrebări să ai, că Irina văd că vrea să ne ia toți banii în dimineața asta. Ce facem, Irina? Dublăm sau ne oprim aici? Luați de o pizza și ați plecat. Mergeți mai departe? Da. Normal. Hai să vedem. 200 de euro. Fetele știu ce vor, evident. Merg până la capăt. Le simt. Fetelor, de călătorit ați călătorit? Da. La filme v-ați uitat? Da. Da, mai cu... Păi v-ați... Da. Din entuziasm. E emoția mare. Bine. Irina, tu trebuie să dai răspunsul, da? Pentru 200 de euro. Hai că nu e greu. În ce oraș se află celebrul pod Brooklyn? Zi. Statele Unite, San Francisco. Brooklyn Bridge, San Francisco. Stai un pic, să o luăm ușor. Statele Unite ai zis bine, dar nu e oraș. E New York. New York. S-a găsit mai greu. Era și o gumă de mestecat. Hai mă, fetelor, mă, nu vine să cred. Da. Uf. Fără emoții până la ultima întrebare, am zis că mergeți. Da, și am zis la fel. Brooklyn Bridge și melodii menționate. Cine era responsabil pe filme călătorii geografie? Și era responsabil cu podul. Da. Mi-a zis după 6 secunde. Da. Colega. Colega Mariana. Colega Mariana s-a mișcat foarte greu. Nu fi supărate. Da. Nu fi supărate. Sunteți atât de drăguțe și simpatice. Noi vă iubim indiferent de răspunsurile voastre. Irina, un singur lucru aveți de făcut. Vă înscrieți din nou în concursul nostru. Aveți dreptul ăsta pentru că n-ați câștigat. Mă înscriu în fiecare dimineață. Bravo, să scrieți celelalte fete. Exact, toate.
Ne înscriem toate. Mai multe bilete, mai multe șanse de câștig. Faceți acolo o chestie. Toate vă înscrieți, pac, în fiecare zi vă organizați, câte unul responsabil cu înscrierea în fiecare zi. Corect. Și aia e. Bine, deocamdată banii rămân la noi și încercăm să-i dăm mâine. Îmi pare rău, mâine. Fetelor. Da. Nu-i da. Nimic. Nu-i nimic. Mergem mai departe. Vă pupăm. Irina din Cernavod a fost cu noi. Mâine avem 1600 de euro la Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.